Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România! Simona Halep trece printr-o perioadă cumplită. Aceasta este în doliu după moartea bunicii sale, Maya. Pe rețelele de socializare, tenismena a postat un mesaj înduioșător, care însoțea o fotografie cu ea și bunicii ei. Bunica ei, Maya, a murit, iar tenismena a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Alături de text, a atașat și o poză cu ea și ambii bunici, mărturisind că bunicul ei o va avea în pază. Maya, ai fost cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o, să ai drum lin spre viață veșnică. Papule, ai grijă de ea! A scris Simona, bunica ei a avut grijă de jucătoarea de tenis în copilărie. Când era mică și se juca pe aici tenis, toți unchii spuneau că ea este fată, de ce să bată mingea, dar taicăsul le răspundea că dacă îi place fetei să joace tenis, el vinde tot. Lui Stere i-a plăcut sportul, știți, el a fost fotbalist, a declarat bunica Simonei Halep. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.